Bună seara, stimați telespectatori, actual regional 15 mai, am intrat într-o următoare etapă, următoare perioadă, starea de alertă. Astăzi, la final de săptămână, vă propunem să discutăm cât mai mult posibil despre cultură, adică cultura pe vreme de pandemie, și avem și un pretext foarte bun, pentru că ați văzut și la jurnalul nostru, la telejurnalul TVR Cluj, Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj, împlinește o frumoasă vârstă, adică 99 de ani. Vom discuta despre acest moment foarte festiv, foarte interesant, istoric, dar și despre altele, alături de directorul acestei instituții de prestigiu, doamna Sorina Zdanca, director Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, și ni se va alătura, ni s-a alăturat deja via Skype, la fel, domnul Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman Dolj din Craiova. Sărut mâinile, stimată doamnă. Bună ziua, domnule director. Bună ziua. Bună ziua, vă salut, sărămâna și la mulți ani colegilor de la Cluj. Așa să fie, la mulți ani și din partea noastră, doamna director. Cum e la 99 de ani? E bine. Doar contextul nu ne permite să ne bucurăm prea tare, însă din partea noastră realizările au fost multe în ultima perioadă, așa încât putem fi bucuroși. Puteți să ne faceți un scurt inventar despre aceste realizări ca să ne facem o idee? Înainte de epopeea cu pandemia aceasta, care ne-a mâncat ultimele două luni din viață, am avut inaugurarea unei noi filiale în toamna anului trecut. Am avut reamenajarea celor două mari filiale de cartier, filiala din Zorilor, filiala din cartierul Mănăștur. Avem bucuria... Câte filiale aveți acum, la ora la care discutăm? Ce anume? Câte filiale aveți? 5. 5. Bravo. La mai mare. Mulțumim. Vă ascult. Suntem parte din Biblioteca Digitală Europeană cu proiecte interesante care au continuat și în această perioadă. Este vorba de Transcribaton, unde am invitat tinerii, elevi și studenți să transcrie documente existente acolo pe platforma Transcribaton în limba română, manuscrise să le transcrie, și i-am invitat cu acest prilej să facă un contact direct cu istoria, fără intermediul manualelor, ci doar al documentelor scrise. Suntem parte din Biblioteca Digitală a României, avem o contribuție în acest moment de peste 6.000 de titluri și, așa cum ați auzit și la știri, adăugăm în fiecare lună cu exactitate 560 de documente. 560, bătut în cuie. Da. Toate carte. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, gândindu-mă la anii precedenți, când am făcut nenumărate emisiuni alături de dumneavoastră, deja acum mulți, mulți ani erați foarte pregătiți ca și instituție cu tot ce înseamnă digitalizare, cu tot ce însemna online. Pentru dumneavoastră n-a fost o mare premieră, o mare surpriză cu trecerea pe acest sistem, nu? Nu. Nu, ne-am adaptat foarte rapid. Pe noi ne-au ajutat foarte mult proiectele europene. Noi, de platformele acestea pe care lumea le-a descoperit abia acum, am auzit de mult și le-am folosit. Ne-am mutat cu ora poveștilor online, Clubul Curioșilor a mers tot acolo, orele de programare s-au ținut online. Așa ne-am asigurat că rămânem în contact cu publicul cititor. Am marcat evenimentele culturale pe care altădată le marcam prin expoziții pe loc, le-am marcat prin expoziții virtuale și vă anunț în premieră că tocmai am aflat vestea că suntem parte a unui nou proiect european. Din nou? Acum două zile am primit confirmarea că acel proiect a fost acceptat pentru finanțare. Felicitări! Ce înseamnă, pe scurt, acest proiect? Acest proiect va fi continuarea expunerii online a documentelor pe care biblioteca le are, de data aceasta în Biblioteca Digitală Europeană, iar tema este sportul și vom pregăti documente în format digital despre sportul din România, istoria sportului în România,
O idee care a plecat de la faptul că România urma să găzduiască campionatul mondial de fotbal sau european. Mă scuzați, acest domeniu nu-l stăpânesc foarte bine. Am înțeles, am înțeles. Ideea este că am vrut să arătăm că mișcarea sportivă din România are o continuitate și deci merităm să fim acolo. Foarte bine, bineînțeles că meritați, asta o spunem și noi de fiecare dată, pentru că vă cunoaștem îndeaproape activitatea prodigioasă. Doar atât, vreau să-l introduc și pe domnul Dindirică în această discuție a noastră, dar spuneți-mi, vă rog, aceste evenimente legate de cei 99 de ani vor continua și în săptămânile, lunile care urmează? Da, noi vom avea o săptămână de probă a activității cu publicul săptămâna viitoare, așa încât ne vom concentra doar pe aceasta, iar începând cu 25 mai vom avea în fiecare zi evenimente, dar toate în mediul virtual, de sărbătorire a bibliotecii. Am înțeles. Așa încât îi așteptăm pe... Domnule Dindirică, scuzați că v-am reținut, dar uitați, am avut o mică mare problemă în sensul cel mai nobil al cuvântului cu cei 99 de ani și plus că doamna director de fiecare dată are surprize pentru noi, prin noi, pentru telespectatori, pentru cititori. Iată că au obținut încă o finanțare, au câștigat încă un grant. Vin către Craiova și întreb așa, și de asta este și o întrebare comună, care este situația cu împrumutul de cărți? Sau care este metodologia, domnule Dindirică, pe care o aplicați în această perioadă, hai să spunem, foarte specială? Este complicat pentru fiecare dintre noi, așa cum spunea și doamna directoare Sorina Stranca de la Cluj. Este foarte dificil pentru că nu am fost pregătiți niciunii să întâlnim o astfel de situație. Această pandemie cumva ne-a mișcat din temelii în activitatea noastră, pentru că ne-am trezit brusc de pe o zi pe alta cu instituțiile închise, dar fără să spun vorbe mari, asediați de cereri din partea utilizatorilor. Ăla a fost momentul în care noi a trebuit să ne modificăm stilul de lucru de pe o zi pe alta, să reușim să păstrăm contactul cu utilizatorii noștri, mai ales în această perioadă. Și așa cum spunea și Sorina mai devreme, a trebuit să învățăm pe colegii noștri să facă emisiuni în direct pe Facebook, pentru că asta au făcut colegii noștri bibliotecari, citind cărți copiilor, citind povești pentru tineri sau... Și s-au adaptat ușor colegii dumneavoastră? Rivalizează nu cu vedetele de nivel național de la televiziunile noastre publice, dar cu siguranță au făcut o impresie frumoasă. Bravo, felicitări! N-am avut încotro. Nu doar acest lucru, poate asta a fost dintre cele mai ușoare, deși a început destul de greu, pentru că toată lumea avea trag de cameră, trag de apărea în direct. Toate aceste lucruri care țin de lipsa pregătirii sau a obișnuinței să fii tot timpul în atenția cuiva în mediul virtual. Deci, de fapt, au câștigat colegii dumneavoastră prin acest demers, hai să forțez un pic nota, încă o meserie. Categoric. Eram întrebat săptămâna trecută de cineva din Craiova cum va arăta starea de normalitate după această pandemie. Și părerea mea, și cred că sunt în asentimentul Sorinei și va fi de acord cu mine, este că normalitatea din bibliotecile publice din România va însemna normalitatea noastră de activitate în bibliotecă de dinainte de pandemie, adunată cu normalitatea din timpul pandemiei, și o să avem o nouă normalitate în care cu siguranță nu vom putea să închidem canalele virtuale prin care până acum am comunicat timp de 2 luni și ceva cu utilizatorii noștri, dublată de activitatea clasică de bibliotecă. Mergem la doamna Stanca, o clipă, domnule Dindirică. Doamna Stanca, și la dumneavoastră s-a observat acest cumul de funcții despre care vorbea domnul Dindirică? Da, cu siguranță. Mai reticente au fost colegele mele care nu au așa de bune abilități de lucru pe calculator, însă generația tânără a îmbrățișat din prima această idee și am avut numeroase propuneri din partea colegelor, chiar cu contribuții din și ajutor din partea familiei, cu echipamente mai performante, cu idei, cu feedback. Până la urmă ajunge să ne placă acest lucru, pentru că ne adresăm unui public mult mai larg fiind online și pentru că avem imediat feedback-ul, câtă lume ne-a urmărit, dacă există pe chat comentarii,
Au fost chiar situații în care copiii au solicitat o anumită temă care să fie pregătită și asta ne-a bucurat mai mult. Tot ce am auzit până acum și de la dumneavoastră și de la domnul Dindirică, toate acestea din domeniul online-ului și digitalizare și tot ce ține de lumea aceasta virtuală și mai specială. Domnule Dindirică, când sau deja vin utilizatori de-ai dumneavoastră care împrumutau cărți sau de când se va întâmpla acest lucru? Care este situația? Practic, interacțiunea cu utilizatorii care vin să aducă cărțile împrumutate anterior pandemiei, pentru că n-am putut să luăm aceste cărți, ei vor începe să vină la bibliotecă să aducă cărțile de luni. De luni este operațională biblioteca? Destul de puțin. Nu putem spune că este operațională în modul ei normal de lucru, pentru că am gândit în mai multe etape accesul publicului în bibliotecă, iar în primele două săptămâni, începând de luni, nu vom primi pe nimeni în interiorul clădirilor, deci nu vor intra în niciuna dintre clădiri. Ci? Am amenajat două săli de lectură și o sală de așteptare în aer liber în cele două curți ale bibliotecii, cu trasee distincte de intrare și ieșire din curte, încercând să interacționeze cât mai puțin și utilizatorii între ei, dar și cu colegii noștri care, bineînțeles, vor purta mănuși, măști. Le-am făcut un soi de ghișee pentru cei care vor deservi din interiorul clădirii direct în afară, în stradă. Iar partea aceasta a cărților împrumutate, discutam cu Sorina puțin înainte de a intra în emisie, colegii de la Cluj, de la Asociația Bibliotecarilor din România, au tradus documentul din Franța al omologilor și cu siguranță vom prelua și noi acele recomandări de a ține 10 zile în carantină cărțile care se întorc din piață. Foarte interesant. Treaba aceasta cred că n-am mai auzit-o până acum, cu carantinarea cărților. Da, da. Suntem obligați să facem acest lucru. Da, bănuiam. Doamna Stanca, la dumneavoastră cum va fi de luni? Sau tot luni și la dumneavoastră? O mică deschidere? Da, deschidem doar partea de restituire și împrumut de documente. Am rugat cititorii să facă precomandă. Pe pagina noastră web și pe pagina de socializare există instrucțiuni clare cum poți să îți reții un document. Colegele mele vor pregăti aceste documente. Interacțiunea va fi doar în anumite spații a bibliotecii. Pentru restituire avem o instalație de autorestituire, așa încât interacțiunea cu cititorii care doar vor restitui cărțile nu va fi deloc, va fi doar cu documentele care intră în carantină. În Cum va fi cu carantinarea aceasta a documentelor și a cărților și a tot ce a zis și domnul Dindirică? Efectiv, cum se carantinează o carte, un Jules Verne? Jules Verne, cred că s-a gândit și Jules Verne la asta. Am pregătit spații dedicate în care publicul nu are acces, doar bibliotecarii. Vor fi adunate în cutii și marcate cu data intrării și data ieșirii din carantină. Pur și simplu ele se lasă așa, știm că virusul nu este viabil, asta știm din articolele de specialitate și din notificările autorităților. Virusul nu este viabil în afara organismului la infinit, ci doar un anumit interval de timp, iar pe carte recomandările erau 3-5 zile. Pentru documentele care sunt în material plastic, noi avem cărți care sunt învelite în coperți de plastic, pentru acelea se recomandă 10 zile, așa încât noi am stabilit să mergem pe termenul maxim de 10 Corect. Zile, la fel și pentru DVD-uri, CD-uri și toate celelalte documente împrumutate. Am înțeles din studiile IRES din această perioadă, domnul profesor Vasile Dâncu, alături de colegii săi, a elaborat foarte multe studii în această perioadă pe diferite teme, spețe. Bineînțeles, ca om de cultură, nu a uitat să realizeze studii sociologice pe tematica cititului a cărților. Știm foarte bine, domnule Dindirică, doamna Stanca, știm foarte bine, am avut multe și mai avem multe sincope, multe probleme cu cititul în România. Parcă, în toate relele mai există și niște chestii bune. Am înțeles și de la cei de la IRES și din alte părți că vrând nevrând acum lumea s-a apucat de citit.
Cum îi ținem, domnul Dindirică, pe acești oameni care s-au apucat mai intens de citit să rămână cu cartea în mână? Este exact ce vă spuneam eu. Normalitatea noastră de după pandemie cu siguranță va trebui să rămânem și în mediul virtual alături de ei, pentru că eu cred că acolo ne-am reîntâlnit cu posibili utilizatori pe care îi pierdusem sau care pierduseră ei contactul cu cartea și cu biblioteca. Eu aș vrea să vă dau doar o cifră, colegii mei de la birou de presă au un document mai elaborat, eu doar ce rețin. În primele 30 de zile de stare de urgență, noi am avut doar pe pagina de Facebook a bibliotecii 1.200.000 de interacțiuni cu postările bibliotecii. Pentru noi, ca bibliotecă, este o sumă destul de mare dacă ne gândim la ea. Iar pe partea de vizionare, ne-am făcut expoziții de carte virtuală și prezentări de carte veche. Acestea au sumat 300.000 de minute de vizualizare în doar o lună. Față de, ca să ne facem o idee și noi, 300.000 acum față de cât? Niciodată nu cred că am avut mai mult de 1.000 de minute lunar. Deci este absolut clar așa. Iar într-o lună am avut 300.000 de minute vizualizate pe pagina, doar de pe pagina de Facebook. Nu vorbesc de celelalte, canalul de YouTube sau tot ce s-a întâmplat în schimbul de pe e-mail, pe WhatsApp și celelalte sisteme pe care noi le-am avut puse la dispoziție sau telefonic. Iar acest număr pentru noi este încurajator să rămânem acolo, pentru că este clar că am câștigat sau recâștigat un anume public posibil pierdut sau care rătăcea și vom merge și pe serviciile clasice, ne întoarcem la ceea ce făceam înainte, dar cu siguranță vom rămâne și în mediul virtual și cu siguranță nu doar la Craiova, sigur și la Cluj se va întâmpla și în alte zone, pentru că ne-am găsit niște utilizatori pe care până acum poate nu ne-am dat cum trebuie interesul să-i agățăm. Dacă am înțeles. Doamna Stanca, cu rătăcitorii cititori la Cluj, ce se întâmplă? La Cluj, noi am făcut analize pe fiecare postare în parte, altfel decât la Craiova, de pildă, la 5 minute de la postare, câte persoane au vizualizat postarea respectivă sau au interacționat cu pagina. Și cifrele sunt, așa cum spunea și Lucian, de 100, 200, 300 de ori mai mari decât erau înainte. Adică în 5 minute am descoperit că au fost 2000 de vizualizări, iar înainte aveam 10-11 vizualizări. Deci e clar că adevărul este că și lumea s-a mutat în online din cauza izolării acasă, însă am considerat și noi la fel ca și colegii din Craiova că e important să dăm mai multă atenție acestei modalități de comunicare, pentru că câștigăm cititori. Noi avem experiența și cu radio online al bibliotecii, care funcționează, are 10.000 de accesări lunare. Funcționează radioul, da? Da, da. Mă folosesc de faptul că îl avem alături și pe domnul Dindirică și ascultându-vă așa, am să vă pun întrebări și din alte capitole, hai să zic așa, ale activității dumneavoastră. Ați inițiat, ați dus foarte, foarte departe în sensul bun al cuvântului tot ce a însemnat, hai să zic așa generic, Biblioteca Exilului. Ce se mai întâmplă, domnule Dindirică? Ce puteți să ne spuneți? Ce noutăți aveți? Am făcut o vizită chiar ieri de dimineață pe șantier. Partea frumoasă a acestei pandemii este, cum spunea și Sorina mai devreme, vă spuneam și eu, cifrele de utilizare. Am fost plăcut surprins să merg într-o vizită pe un șantier care are deja un avans de 8 luni. Până acum eram obișnuiți în România să, ca instituții ale statului să pună în operă un contract cu o firmă care apoi începe să tragă de timp. Așa este. În acest moment, și o spun cu toată responsabilitatea, suntem în situația în care suntem noi dați peste cap din cauza repezeciunii cu care s-a lucrat la partea aceea de pregătire a clădirii pentru a primi muzeul. Noi aveam prognozate, de exemplu, achizițiile de mobilier și amenajarea expozițiilor temporare și de bază pentru anul viitor în toamnă, iar în acest moment deja am fost anunțat să ne pregătim că în octombrie ar trebui să le avem gata. Cu ce vă explicați această operativitate?
Cred că sunt foarte serioși și cred că și firmele din România au început să devină foarte serios atunci când sunt într-un contract cu statul, pentru că până la urmă este un câștig win-win pentru fiecare. Noi vom deschide muzeul cu aproximativ un an mai devreme, ei cu siguranță câștigă aceiași bani în luni mai puține, cu costuri mult mai puține, mult mai mici pentru ei. Intuitivă că deja partea de demisol este într-o proporție de 99% finalizată, iar ea trebuie să fie conform graficului inițial de lucrări, gata la anul ianuarie. Felicitări, domnul Dindirică, iată că se poate, iată că se mai întâmplă și astfel de chestiuni. Poftiți? Felicitările merg către constructori, noi doar stăm pe capul lor. Păi bine, dar știți cum e, constructorul, dacă nu simte aici în ceafă o privire mai aspră sau, cine știe, a unui director care e ordonatorul de credite, poate că nu lucrează chiar așa în ritmul acela. Doamna Stanca, văd că exact ce spunea și domnul Dindirică, dar am mai auzit și din alte domenii, că lumea începe să se schimbe în sensul bun al cuvântului din punct de vedere al mentalității. Și în această televiziune, de mii și mii de ori, s-au discutat despre șaibe, despre industria grea, despre industria ușoară, despre autostrăzi și de fiecare dată veneam și discutam și despre mentalitate. Se schimbă ceva în domeniul acesta, doamna director? Eu v-am spus de nenumărate ori când am fost invitată a dumneavoastră că întotdeauna eu pun pe primul plan oamenii. Dacă nu ai cu cine lucra, degeaba ai un plan de management nemaipomenit, degeaba îți dorești să muți munții din loc, primii și cei mai importanti sunt oamenii cu care lucrezi, respectiv echipa bibliotecii. Ce mă bucură este că în aceste două luni de zile am auzit de zeci, sute chiar de ori din partea colegilor, ne e dor de public, ne e dor de oameni, ne e dor să zumzăie clădirea aceasta. E pustiu, e sinistru, e sumbru. Noi am lucrat în toată această perioadă pentru că avem proiecte europene care nu s-au oprit, pentru că aveam inventare care era un mers și am profitat de faptul că biblioteca este închisă ca să nu mai închidem într-o altă perioadă a anului și erau momente în zi în care auzeam într-o sală de 200 de metri pătrați, când într-o parte a sălii, când în cealaltă, câte un oftat, din cauza faptului că nu se aude nimic în clădire, că nu se mișcă, că nu sunt oamenii, cărțile au rămas cu minți pe rafturi și nouă ne lipsește partea aceasta de muncă. Lumea e foarte încântată că începem de luni. Da. Cu toate că există temeri, dar suntem încântați că ne vom revedea cititorii, chiar dacă nu mai ochii. Am înțeles. Suntem spre finalul discuției noastre via Skype. Am să vă rog, domnule Dindirică, de la Craiova către Cluj, un gând prin noi, doamnei Stanca și instituției pe care cu onoare o conduce, după care am să rog pe doamna Stanca un alt gând tot via Skype către Craiova prin noi. Domnule Dindirica? În primul rând le-aș vrea prin Sorina tuturor colegilor de la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj la mulți ani la împlinirea vârstei frumoase de 99 de ani. E o vârstă onorabilă pentru o instituție culturală, cu atât mai mult dacă este o bibliotecă. Însă felicitările trebuie să meargă pentru fiecare angajat din bibliotecile din România, pentru că toată lumea a făcut altceva decât fusese pregătit să facă, așa cum vă spuneam și la începutul intervenției noastre. Au fost și eroi. Nu s-au văzut. Nu au fost în prima linie. Nu s-au luptat cu virusul. Dar s-au luptat pentru a menține un climat armonios acasă, în familiile utilizatorilor. Au încercat și au și reușit de cele mai multe ori să aducă alinare. Au reușit să ducă acolo unde au, chiar folosesc termenul disperare. Am avut părinți care sunau la bibliotecă în prima zi că ei nu au posibilitatea și nu mai au de unde să ia cărțile pentru BAC și pentru evaluare. Și le-am spus să ne lase două zile și le vom pune la dispoziție gratuit tuturor elevilor aceste cărți, toată bibliografia școlară. Am avut colegi care au stat până seara la ora 9-10 la scanat. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste gânduri, doamna Stanca, către Craiova.
Aș vrea să le transmit și eu colegilor din Biblioteca din Craiova felicitări. Multe din activitățile online au fost modele pentru echipa de la Cluj. Aș îndrăzni să le spun că au fost ca un fel de promotori ai orei de lectură. Au fost prima bibliotecă din țară care a făcut acest lucru și pentru asta merită felicitări. Au spart gheața, cum s-ar spune, la capitolul acesta. Noi ne-am făcut o serie de probleme cu drepturi de autor și așa mai departe. Cred că nimeni nu se supără atunci când îi promovezi o carte, fiind vorba totuși de mediul online și fiind vorba de niște activități temporare care nu rămân permanent în mediul online. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această, pentru această discuție între ei, purtată de aici și din Cluj, dar și de la Craiova. Încă o dată la mulți ani Bibliotecii Octavian Goga din Cluj, la cei 99 de ani. Baftă multă pentru cei din Craiova, dar văd că acolo nu există probleme, domnule director, să dați și altora această rețetă sau nu știu cum se lucrează pe la dumneavoastră prin bănie, că văd că este de succes această rețetă. Mulțumesc frumos încă o dată, vă mai așteptăm și cu alte ocazii, noi mergem mai departe la Actual Regional. Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna, imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României. Festivalul Național de Romanțe, Crizantema de Aur, ediția 53-a, organizează preselecții regionale pentru concursul de interpretare în perioada 20 mai-20 iunie la Cluj, Iași, Craiova, București, Constanța, Târgoviște și Chișinău. Preselecțiile se pot desfășura și în sistem online. Condițiile de participare sunt prevăzute în regulamentul oficial al festivalului postat pe site-ul crizantemaaur.ro. Festivalul se desfășoară sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și este organizat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, Teatrul Toni Bulandra Târgoviște, Centrul Cultural pentru UNESCO Cetatea Romanței Târgoviște, în colaborare cu Ministerul Culturii, cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova. Parteneri TVR și Radio România. Bineînțeles, după acest promo putea să fie numai și numai doamna Alina Mavrodin Vasiliu, director artistic al Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur. Sărut mâinile, estimată doamnă! Bine ați venit în această ediție muzicală, văd, și ne-aș și ajutați. Am să păstrez câteva momente fără să zic absolut nimic. Vă ascult! Dar știu omul ce-l așteaptă, ar urma calea cea dreaptă și ar face din iubire vremea lui de nemurire. Și-ar plăti tot ce-i de plată, dar știi omul ce-l așteaptă. Bravo, doamnă, bravo! Mulțumim foarte mult pentru acest moment muzical. Sărut mâinile încă o dată. Ce ne spuneți în afară de... Vă ascult! Vă salut cu drag, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Vă salutăm de aici, din Cetatea Romanței Târgoviște, unde pregătim deja ediția 53-a Festivalului Național... 53-a ediție!
Exact, fără precedent, o longevitate neegalată în și România. Și fără precedent din punctul de vedere al tehnicii de anul acesta, cum va fi? Da. Da. Tehnica ne ajută foarte mult. Vom face deja preselecțiile online în acest an. Ne străduim ca, indiferent de cât de vitrege poate au fost vremurile, și iată, distanțarea aceasta ne-a pus... Când este? M-am uitat eu atent, dar am o scăpare acum. Când este preselecția? Vreau să vă spun, preselecțiile sunt în perioada 20 mai, 20 iunie. Calendarul lor este postat pe crizantemaaur.ro. Acolo este regulamentul cu toate detaliile. Începem cu Clujul, începem cu Ardealul, acolo de unde avem așa amintiri frumoase, și trofeul Crizantema de Aur 2019, Samuel Barani, de la Cluj. Anul trecut venise la preselecție la Cluj. Iată, anul acesta facem preselecțiile online cu toți cei care se vor înscrie și rugăm să o facă cu grăbire, ca să putem să organizăm din timp procedura aceasta online de preselecție, să facă înscrierile, să-și trimite și un filmuleț, înregistrări cu una, două romanțe acasă, cu pian sau fără, sau din concerte sau din alte festivaluri. Bineînțeles că în timpul preselecției vom și cânta, fiindcă așa se cuvine, cu aceste mijloace tehnice pe care le avem la îndemână, și sunt foarte ofertante și ne vom descurca foarte bine ca să alegem cele mai frumoase voci din Ardeal, din Moldova, din Oltenia, din Dobrogea, din Muntenia și de peste Prut. Sunt 7 preselecții regionale. Începem cu Clujul 20 mai, apoi Moldova, Iașul 22 mai, continuăm cu Craiova, de care tocmai v-ați despărțit, Oltenia 29 mai, apoi intrăm în luna iunie, 11 mai București, 12 mai pentru Dobrogea de la Constanța și 19 mai de la Târgoviște și la Chișinău, în parteneriat cu Filarmonica Națională și cu Uniunea Muzicienilor. Vă transmit și salutul Primăriei și Consiliul Local Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură, Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște, Ministerul Culturii, Uniunea Muzicienilor din Moldova și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Noi, Centrul Cultural pentru UNESCO Cetatea Romanței, asigurăm patronajul, asigurăm direcția artistică, iar patronajul festivalului și în acest an îl asigură Comisia Națională a României pentru UNESCO. Căutăm voci frumoase de romanță, suflete frumoase îndrăgostite de poezie, de romanță, de eleganță, de gingășie, ca să le punem în valoare pe scena tradițională deja a festivalului, în ambianța excepțională a Teatrului Toni Bulandra din Târgoviște. Așa că dacă aveți glas frumos, sensibilitate, iubire pentru poezia românească, dacă doriți să contribuiți la promovarea acestui patrimoniu excepțional în care romanța românească strălucește în marea familie a cântecului popular românesc, dacă doriți să vă alăturați celor mai mari voci ale scenei muzicii culte, muzicii lirice, scenei lirice, scenei muzicii populare, ușoare, dacă doriți să participați în toamnă la Academia Tinerețea Romanței, la atelierele de romanță care se vor desfășura la Muzeul Casa Romanței din Târgoviște, un spațiu muzeal unic în România, care a intrat deja în structura Complexului Național Muzeal Curtea Domnească Oficial, trebuie doar să vă înscrieți în timp util, pentru că miercuri, săptămâna viitoare, avem preselecțiile pentru Ardeal și vă mulțumesc foarte pe mine, mult. Pe mine m-ați convins în totalitate, stimată doamnă, doar talentele îmi lipsesc, dar data viitoare poate că reglez și acest capitol. Sunteți, o fire foarte optimistă și îmi permit să vă întreb. Cum ați trecut peste momentul de acum câteva luni de zile, când a apărut pandemia aceasta păcătoasă? Imediat erați cu gândul la acest festival. Trebuia să luați o hotărâre. Ce s-a întâmplat atunci? La care noi deja lucrăm. Păi uitați ce s-a întâmplat, vă spun cu sinceritate. Mi-am amintit că noi românii suntem un popor foarte credincios. Credința, nădejdea și dragostea sunt cele trei virtuți creștine și, să știți, romanța este ea însăși un gen muzical mângâiat de aripa divinității, fiindcă în așa vremuri zbuciumate ea nu ar fi rezistat atât de frumos, de gingaș și de suveran cumva în toată căutarea aceasta artistică prin care a trecut România în ultimii 30 de ani. Și totuși Festivalul Național de Romanțe de la Târgoviște a rezistat
nu și-a întrerupt aparițiile și această pildă de credință, de rezistență, este chiar o mișcare de rezistență pentru patrimoniul cultural național, fiindcă romanța este un gen muzical care a servit excepțional și servește cultura națională. Să nu uităm că în geneza imnului național al României totuși avem o romanță a lui Anton Pan de la 1832, pe a cărei linie melodică a preluat-o Andrei Mureșan. Revenind, stimată doamnă, suntem spre finalul ediției de astăzi. Vă rog să transmiteți un mesaj către potențialii și hotărâții participanți la ediția de anul acesta. De ce să participe într-un număr cât mai mare din toate zonele pe care le-ați enumerat mai înainte la aceste preselecții? Pentru că sunt talentați, sunt sensibili și au nevoie de o confirmare a talentului, a muncilor, a dragostei lor pentru muzica și poezia românească. Iar această confirmare o vor primi la Festivalul Național de Romanțe Crizantema de Aur prin participarea lor, ea însăși o mare onoare pentru cei care trec prin preselecții și, bineînțeles, prin premiile pe care le vor primi, fiindcă aceste premii obținute la Crizantema de Aur au făcut din un necunoscut o voce excepțională a scenei muzicii lirice, a muzicii populare, a muzicii ușoare. Totdeauna premiile de la Crizantema de Aur au fost o rampă de lansare pentru cei care își doresc să fie o prezență, o voce remarcabilă în muzica și în cultura națională. Noi îi așteptăm cu drag. Cred că ați fost foarte convingătoare și ca să încheiem în aceeași tonalitate cum am început această frumoasă discuție, am să vă rog, stimată doamnă, să ne mai îmbucurați cu câteva acorduri care vin dinspre Târgoviște către Cluj, către toată România. Vă ascult! Zi, lume, zi, nu te opri, spune orice de dragoste. Zi, lume, zi, spune ce știi, inima mea te va ierta. Nu uitați, romanța ne unește. Este sublimă și are o gingășie și o forță cu care se contaminează toți cei care vin și intră în această lume și în această istorie extraordinară a romanței românești, slujit atât de frumos la Târgoviște. Sărut mâinile, doamnă! Mulțumim foarte mult pentru această intervenție foarte specială și să ne revedem sănătoși oriunde am fi în România, dar în mod sigur ne vom revedea în curând. Mulțumim foarte mult! Mult succes la ediția de anul acesta! A fost doamna Alina Mavrodin Vasiliu, director artistic al Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur. Cam atât pentru astăzi, la finele acestei săptămâni, la fel de zbuciumate pentru unii, mai puțin zbuciumate pentru alții, dar să avem grijă de noi, să avem grijă de cei dragi nouă. Suntem într-o altă etapă a acestei pandemii, adică în etapa stării de alertă, să fim cu minți și cu minte. Și nu uitați, cel care are grijă de noi, suntem chiar noi. Toate cele bune, la revedere!